Bine ai venit la lecția de șah! Azi vom începe studiul combinațiilor turnurilor pe linia 7 și a 8. Sunt 5 cazuri speciale pe linia 7. 1. Stăpânirea absolută a linia 7 -a și existența unui pion avansat. 2. Turnurile dublate pe linia 7 dau șah etern. 3. Mecanismul de remiză cu cal și turn. 4. Câștig material pe linia 7. 5. Joc combinativ pe linia 7 și a 8. În această poziție, negru stăpânește absolut linia 2. Regele alb nu poate părăsi linia 1. El nu se poate deplasa pe linia a doua, deci practic nu poate participa în atac. În schimb, regele negru poate părăsi linia a opta. Albul stăpânește linia șaptea, dar nu stăpânește absolut această linie. În continuare, vom vedea primul caz, stăpânirea absolută a liniei a șapte. În această poziție, albul este la mutar. Dama H3-Șac, turn H6. Dama albă este legată parțial pe coloana H. Dama capturează la H6. G capturează la H6. După ce pionul G capturează la H6, turnul din A7. Controlează absolut linia 7. Regele negru nu poate părăsi linia A8. -a, el se poate deplasa doar pe linia A8. În acest caz, după mutarea B6, albul va câștiga această partidă. La turn B2 urmează B7, iar la rege G7 urmează transformarea pionului cu șac, prin descoperire cu ajutorul turnului din A7. După turn B2 și B7, dacă negru joacă H5, urmează turn A8 și transformarea pionului în damă. În acest caz, am observat ce înseamnă controlul absolut asupra liniei A7. Această poziție survine dintr-o partidă jucată între Taraș cu piesele albe și Emanuel Lasker cu piesele negre. Negru a continuat cu turn a2. Albul a jucat turn g1. a5. Turn capturează la g7, a4, turn g6, a3, turn capturează la f6, iar după turn b2 albul pierde, deoarece urmează mutarea A2. Negru controlează absolut linia 7, regele alb nu poate părăsi linia 1 și se amenință turn B1 cu transformarea pionului în dam. La turn A2, albul putea continua cu rege E1. În acest caz, după A5, urmat rege D1, A4, rege C1, A3, B1. Albul avea șanse reale să obțină remiza. El a ales varianta agresivă, capturând pionii G și F, dar, din păcate, regele său era captiv pe linia întâia. În acest exemplu, am observat cât de important este participarea sau neparticiparea activă a regelui în faza de final a partidei. În continuare, vom studia cazul 2: turnurile pe linia 7 dau șah etern. În această poziție, regele alb nu are scăpare. Negrul amenință. Turn H1, mat. Albul joacă turn de la F la E7. Rege F8, turn F7, rege F8, turn F7, rege F8, turn F7, rege G8 și așa mai departe, obținând remiza. În cazul în care albul joacă turn de la D la E7, Regele negru se adăpostește pe câmpul B8. În acest caz, albul nu mai poate da șah la B7. În cazul în care efectuează această mutare, se pierde turnul. La amenințarea turn de la C la E7 urmează turn H1, mat vom încheia această lecție cu cazul 3 mecanismul de remiză turn plus cal negru are 3 pioni la transformare e clar albul nu poate bloca transformarea unui pion urmează turn de 7 primutarea turn de 7 se creează o barieră pe coloana D. Regele nu poate părăsi zona E8 H8. După transformarea pionului în damă, urmează cal H7 șac, rege E8, cal F6, rege F8, cal H7, rege G8, cal F6, cu eter. În cazul în care regele mută la H8, urmează turn H7 mat. În cazul în care negru ar fi avut un turn sau un cal la C8, posibilitatea de fugă a regelui negru spre câmpul C8 era blocată chiar de piesa lui. În acest caz, remiza se obține prin cal H7, rege 8, cal F6, iar dacă negru joacă rege de 8, urmează turn de 7 mat. La cal F6, rege F8, cal H7, rege G8, cal F6. Iar dacă negru mută rege H8, urmează turn H7 mat. Negru trebuie să se mulțumească cu remiză în acest caz. Sper că ți-a plăcut această lecție de șah. Nu uita să dai like la acest videoclip și să te abonezi la canalul nostru. Pe curând!